V-ați întrebat vreodată de ce DO se scrie sub portativ? De ce studiul muzicii începe cu DO? De ce este DO atât de important în lumea muzicală? Ei bine, acest DO reprezintă centrul. Centrul pianului. Din acest motiv mai este numit și DO central. Acesta separă registrul acut de cel grav. În partea dreaptă a notei Do se va cânta cu mâna dreaptă și vom folosi, desigur, cheia Sol. În partea stângă a lui Do vom cânta cu mâna stângă și vom folosi o altă cheie. Se numește cheia Fa. Din punct de vedere al scriturii muzicale, Portativul încheia sol se poziționează deasupra celui încheia fa, iar între acestea se află o singură linie, linia lui do central. Practic, do central este nota așezată pe liniuța adițională sub portativul încheia sol și deasupra portativului încheia fa. Însă rețineți, pe pian este aceeași clapă. Cheia sol se poziționează pe linia a doua a portativului, numărând de jos în sus. Dar de ce pe linia a doua? Deoarece pe această linie este poziționată nota sol de deasupra lui do central. Cheia fa, însă, începe de pe linia a patra. Aici aflându-se nota fa din stânga lui do central. Știm că notele muzicale sunt poziționate atât pe liniile portativului, cât și pe spațiile dintre acestea. Practic, după orice notă pe linie, urmează una pe spațiu. Pentru a le putea observa cu mai mare ușurință, notele aflate pe linii le vom colora, iar pe cele pe spații le vom păstra de culoare neagră. Ce observăm? Notele pe linii sunt din două în două. Regulă ce se aplică și în cazul notelor pe spații. Privind mai atent, putem observa că cele două chei muzicale sunt în oglindă. Concluzie: Do central se află în mijlocul pianului și împarte claviatura în două părți egale, medii înalte și medii joase. Între cele două portative există o singură linie: linia lui Do central. Începând de la do central, spre dreapta notele urcă din punct de vedere al înălțimii și spre stânga notele coboară. Orice notă pe linie este urmată de o notă pe spațiu și viceversa.